Sfânta spovedanie sau mărturisirea păcatelor este una dintre cele șapte taine ale Bisericii Ortodoxe. Spovedania este esențială pentru orice creștin botezat în numele Preasfintei Treimi. Mărturisirea păcatelor este pe de o parte o biruire a rușinii pentru ele, iar pe de alta o adâncire a sentimentului de rușine, fapt care produce străpungerea sau zdrobirea inimii. Căci mărturisirea nu este o biruire a rușinii prin nesimțire, ci prin scârba de păcat și prin teama de pedeapsa veșnică pentru el. În mărturisire are loc o rușine culminantă pentru păcat și bărbăția care o biruiește. Numai așa mărturisirea este un eveniment duhovnicesc de adâncă zguduire și un început de viață nouă. Altfel, devine un act formal care nu răscolește ființa și nu ajută la înnoirea vieții. Spovedania fără pocăință este cu neputință, un nonsens, nu poate fi socotită drept spovedanie. Un duhovnic l-a întrebat odată pe un sătean care venise la scaunul de spovedanie, silit de gura nevestei. Fiule, blestemi? Nu, părinte, nu blestem. Spui minciuni? Nu. Ai furat vreo capră? Nu, părinte. Ai furat grâu, un de lemn sau porumb? Nu. Nu fur așa ceva. Și i-a citit părintele rugăciunea de iertare. Să mă împărtășesc, părinte? Da, poți să te împărtășești, i-a spus duhovnicul. Te-ai spovedit? L-a întrebat nevasta. M-am spovedit, nevastă. Ai spus că furi porci? Nu. De ce n-ai spus? Pentru că nu m-a întrebat. Și dacă l-ar fi întrebat, poate că și-ar fi mărturisit păcatul, dar în tot cazul, nu din adâncul sufletului și cu zdrobire de inimă, ci de nevoie, pentru că și pocăința lui era la fel. La un cinstit episcop au fost pârâte două femei, cum că trăiau în fără de legi. El s-a rugat lui Dumnezeu să-i descopere adevărul despre ele. Dorința lui era să le ajute să se mântuiască, iar Dumnezeu i-a auzit rugăciunea. După o dumnezeiască liturghie, când credincioșii au început să vină să se împărtășească, episcopului i s-au deschis ochii duhovnicești cu darul lui Dumnezeu. El a început să vadă pe chipul fiecăruia starea lui sufletească. Unele dintre chipuri erau negre și fioroase, iar altele erau luminoase și pline de frumusețe. Când la Sfântul Potir au ajuns și cele două femei, despre care se spunea că trăiesc în fără de legi, episcopul a văzut că ele aveau fețele strălucitoare și erau îmbrăcate în frumoase haine albe. De îndată ce s-au împărtășit, ele încă și mai mult au strălucit. S-a minunat episcopul de ce vrea să însemne aceasta și s-a rugat la Dumnezeu să-l lumineze în nedumerirea sa. Și îndată i s-a arătat un înger al Domnului. Aș dori să știu cum de cele două femei pârâte s-au arătat în fața Sfintelor Taine cu fețele strălucitoare și cum după aceea mai mult s-au luminat la chip, l-a întrebat pe înger episcopul. Și îngerul a răspuns: te minunezi de aceasta? Într-adevăr te minunezi, pentru că ești om. Dar stăpânul nostru și al vostru, Dumnezeu, este bun și iubitor de oameni. Pe cei ce se leapădă de păcatele lor și prin spovedanie se întorc către el, nu numai că nu-i trimite la munci, dar și mânia lui asupra lor încetează și îi îmbracă cu cinste. Căci așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiu l-a dat pentru ea. Dacă fiul lui Dumnezeu a binevoit să moară pentru dușmanii săi, cu atât mai mult va da iertare de păcatele lor și veșnică desfătare acelora care au fost proprii lui copii și se căiesc de păcatele lor.
află cu încredințare aceasta că nicio greșeală omenească nu poate să biruie iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Ajunge numai ca cineva să spele în pocăință răul pe care l-a săvârșit mai înainte. Căci iubitor de oameni fiind, Dumnezeu cunoaște neputința neamului omenesc și puterea patimilor și viclenia vrăjmașului. Pentru aceea, când oamenii cad în păcat, Dumnezeu îndelung rabdă, așteptând ca ei să se pocăiască. Iar celor care se mărturisesc și celor care cer harul lui, El le arată milă văzându-i neputincioși și îndată îi slobozește de pedeapsă și le dăruiește mângâierea pregătită dreptilor. Multe sunt pildele care ne încredințează că toți păcătoșii care își mărturisesc păcatele lor cu sinceritate și adâncă părere de rău, primesc deplină iertare și mântuire de la Dumnezeu. Sfântul Nifon avea darul de a vedea lumea duhovnicească așa de simplu și de clar cum vedem noi obiectele materiale. Într-o zi, el a venit la biserică la rugăciune. Și iată, cerul deasupra lui s-a deschis, acoperișul a pierit și a văzut un drum care mergea de la pământ până la cer. Pe acel drum, îngerii purtau sufletul unui răposat, iar în urma lor veneau demonii care cu furie strigau: "De ce ne luați acest suflet? Voi nu știți că el, câtă vreme a trăit pe pământ, a săvârșit multe păcate și a căzut în desfrânare, tâlhărie și iubire de arginți? E vinovat pentru toate păcatele." "Știm," au răspuns îngerii. "Știm că acest suflet a păcătuit mult, dar știm și că el și-a plâns păcatele sale, iar înaintea morții și le-a spovedit. Pentru aceasta, milostivul și înduratul Dumnezeu i-a iertat toate păcatele." "Dar dacă acest suflet a primit iertare de la Dumnezeu," strigau demonii, "atunci luați la voi pe toți păcătoșii." "Țineți minte," au răspuns îngerii, "că toți păcătoșii care își mărturisesc păcatele cu inima înfrântă primesc de la Dumnezeu iertare, iar cel ce moare fără să se căiască se va osândi la veșnicele munci împreună cu voi." Despre puterea și roadele adevăratei spovedanii, marele duhovnic rus, episcopul scriitor, ajuns sfânt, Ignatie Briancianinov, povestește următoarea întâmplare minunată, petrecută pe vremea sa. În împrejurimile Vologdei, în Rusia, se află un sat mare, Kuben, care are câteva parohii. Preotul uneia dintre aceste parohii s-a îmbolnăvit și, apropiindu-se de sfârșitul vieții, a văzut patul său înconjurat de mulți demoni care se pregăteau să-i răpească sufletul și să-l ducă în iad. Atunci s-au arătat trei îngeri. Unul dintre ei a stat pe pat și a început să se certe pentru suflet cu cel mai înverșunat dintre demoni, care ținea o carte deschisă unde erau scrise toate păcatele preotului. Între timp a sosit un alt preot ca să-l spovedească și să-l împărtășească pe confratele său. Și a început spovedania. Bolnavul, aruncându-și ochii plânși în carte, își spunea cu o sârdie păcatele, lepădându-le de la el. Și ce-i fu dat să vadă? Văzu limpede cum de îndată ce își mărturisea un anume păcat, acel păcat era șters din carte. Ce era scris s-a șters, iar acolo a rămas locul gol. În acest fel, prin spovedania sa, el și-a șters toate păcatele din cartea demonilor și îndată s-a făcut sănătos. Restul zilelor sale și le-a petrecut în adâncă pocăință, povestindu-le vecinilor săi spre zidirea lor, vedenia sa și aducând ca mărturie și minunata lui însănătoșire. Unii, citind aceste pilde, neîncrezători, vor clătina din cap, spunând: "Minunate sunt acestea, dar sunt scrise numai în cărți. De ce n-am gustat și eu, măcar o dată în viața mea,
din bucuria înnoirii prin spovedanie. Nu numai odată m-am spovedit, dar după cum se vede am rămas același, chiar m-am simțit mai rău. De ce nu am avut astfel de rodnice urmări care să mă încredințeze de folosul tainei sfintei spovedanii? La aceste întrebări, cele mai bune răspunsuri le aflăm din următoarea povestire de la Sfinții Părinți. Doi monahi au mers la marele stareț, Ava Zinon. Pe rând, fiecare dintre ei s-a spovedit de păcatele sale. Nu mult după aceea, a început între ei următoarea discuție. Unul a întrebat: "Când am fost la bătrânul să ne spovedim, ai primit tu vreun folos din aceasta?" "Da," i-a răspuns celălalt. "Cu rugăciunile lui, Dumnezeu m-a tămăduit." "Cât despre mine," s-a plâns primul, "chiar de m-am spovedit, nu am simțit nicio alinare." Și celălalt l-a întrebat: "Cum te-ai spovedit tu în fața bătrânului?" Iar acela a răspuns: "I-am spus așa: Ava, roagă-te și pentru mine, oarecare gânduri mă supără." "Iar eu," a zis fratele, "când mi-am mărturisit păcatele, i-am udat cu lacrimi picioarele lui și prin rugăciunile părintelui Dumnezeu m-a tămăduit." Nu au folos din spovedanie aceia care se mărturisesc fără simțire, doar rece și de formă. Superficialitatea, răceala și spovedania în care nu spui nimic nu mântuiesc. În acest caz, ne trebuie smerenie, înfrângerea inimii, plâns, adâncă părere de rău, pentru că am avut prieteșug cu demonii și am fost în vrajbă cu Dumnezeu. Când prorocul David a greșit greu în fața lui Dumnezeu, a aflat, după grozavul păcat săvârșit, o jertfă vrednică de răscumpărare și nu a găsit o jertfă mai bună decât smerenia și înfrângerea inimii. Dacă și noi ne smerim, ne înfrângem inimile și cu sinceritate ne mărturisim, nu se poate să nu gustăm minunatele roade ale pocăinței, dintre care cel mai bine simțim dulcea pace a conștiinței și căldura inimii, înnoita dragoste de Dumnezeu, care face ca inima să tresalte de fericire. Spovedania nu este legată de termene sau soroace anumite din cursul anului. Fiecare poate alerga la duhovnic ori de câte ori și oricând simte nevoia de a-și ușura sufletul de povara păcatelor sau de a primi mângâierea harului și nădejdea iertării. Cu cât ne spovedim mai des, cu atât mai bine, căci fără îndoială, spovedania este taina prin care se împărtășește harul iertării și al împăcării cu Dumnezeu, adică al reintegrării în har a creștinului pocăit. Sfânta taină a spovedaniei poate fi numită pe drept cuvânt leacuitat. Lumea întreagă zace cufundată în rău. Fiecare dintre noi s-a molipsit de ucigătoarea boală numită păcat. Poate fi oare vindecată această boală? Leacul există și este unul minunat. Dacă îl primim, ne însănătoșim. Însă noi nu întindem mâinile spre el ca să ne vindecăm și să ne împăcăm conștiința. De ce oare? Pentru că l-am uitat și l-am nesocotit. "De ce dar să muriți, o casa lui Israel?" strigă cu durere sfântul proroc Ezechiel. "De ce creștini să muriți în păcatele voastre?" strigă cu durere și mai mare către noi răscumpărătorul nostru Iisus Hristos. "Oare nu se află pentru voi izbăvire din moarte? De ce să aduceți bucurie vrăjmașului mântuirii voastre, Satana? Oare nu am pus eu în biserica mea pocăința cea mult lucrătoare? Eu nu vreau moartea păcătosului, ci să se întoarcă păcătosul din calea lui și să fie viu. Întoarceți-vă cu din adinsul, din calea voastră cea rea.
aveți în dar pocăința, acest bun veșnic. Ea lucrează cu aceeași putere în toată vremea vieții și împotriva tuturor păcatelor.